zbor deasupra unui cuib de căuci. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Cu căuci Mirel Bran și Cristian Nicolae. Vreți să zburați puțin, să vedeți lumea dintr-un unghi diferit? Ați ajuns unde trebuie. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de căuci. Avem o jumătate de oră ca să ne deschidem împreună mințile. Alături de mine se află colegul meu, Căuci Cristian Nicolae. Și eu sunt Căuci, iar astăzi sunt foarte emoționat. Am adus-o în studioul RFI România pe cea care m-a format în această meserie. Monica Grigoriu, unul dintre cei mai sofisticați căuci din România. Monica a fost consultant ONU pentru întreprinderi și mijlocii, manager la World Trade Center din București, apoi directoare ale celor mai prestigioase școli de coaching din România. Acum are propria ei școală, One to Coach, și este unul dintre cei mai căutați coach specializat în coachingul de echipă. O carieră frumoasă, dar dincolo de carieră se află o femeie cu o calitate excepțională. Știe să vadă în fiecare om partea lui cea mai frumoasă. Haideți să o vedem și noi pe ei. Monica, bine ai venit la zbor deasupra unui cuib de coach. Avem noi, fiecare din noi, o bucată de rai ascunsă pe undeva. Cum faceți de reușit să împingeți pe oameni să descopere cea mai frumos în ei? O să folosesc uh, un citat a lui Lucian Blaga, nu? Să ajungi în țara făgăduinței pe care o porți în tine. Nu știu dacă e colț de rai, dar cu siguranță fiecare avem o țară a făgăduinței pe care o purtăm în noi, nu? <laughs> uh, cum ajungem la ea? Eh, asta e uh, uh, un drum lung. Un drum lung sau scurt. Depinde. Depinde de fiecare. Dumneavoastră, cum ați ajuns? Coachingul v-a ajutat? În momentul în care m-am format în coaching, nu mă gândeam că o să ajung coach. Punct. Nici o clipă nu am gândit la asta. Și până la urmă ați ajuns coach? Da, am ajuns coach pentru că m-am luat foarte mult în serios și am luat foarte în serios ceea ce fac. Ați spus mai devreme că în momentul în care ați hotărât să faceți coaching, ați, ați plecat la drum cu gândul că nu veți face coaching, până la urmă ați devenit coach. Hmm. E o meserie care are multe dimensiuni. Eu însumi am trecut prin acest proces de formare cu dumneavoastră și mi-aduc aminte de perioada de formare, cel puțin, dar chiar și acum. Um, eram pe cai mari în sensul că uh, mă gândeam că voi schimba lumea, uh, voi schimba oamenii din jurul meu, uh, um, voi aduce ceva foarte bun pe lume uh, <gântu> e, e așa o, un entuziasm uh, în meseria în, da, în, da, în da, asta când o încep, extraordinar uh, După care vine cealaltă dimensiune mai pragmatică, mai practică, uh, ziua în care îți spui, ok, uh, am să schimb lumea, dar până în alta trebuie să și trăiesc din ceva ca să schimb lumea și uh, intrăm într-o zonă în care, care nu e chiar atât de ușor sunt uh, încep să fie din ce în ce mai mulți căuși pe piață dar uh, cum își uh, hai să mai zic cum își vând ei serviciile dar cum uh, ajung să și trăiască din această meserie Vă dați seama, în 2005, practic, da, deci 2006 vă spuneam că am avut primul client. În 2005, când spuneam, când mă întreba cineva ce faci C ce faci? și eu spuneam, fac coaching, ce-i aia? <laughs> Să-ți explic. <laughs> și mă pierdeam în explicații nesfârșite. Era... Uh... Nu știu, mi-am că la un moment dat aveam, o, am avut o, o plimbare destul de lungă cu soțul meu pe malul lacului Herăstrău la momentul respectiv și soțul meu care este extrem de pragmatic, așa un tip, băgat în cifre și în uh, lucruri concrete, mă întreba, zice, păi, deci ce faci tu acolo? Ia a zis dar ce cu coaching-ul Totuși. 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 Și am început să-i explic ce e cu coaching care descătușează potențial, care te face să vezi până la cerc și până la și să vezi dincolo de nu știu ce și tu și zice, ok, oprește-te. N-am înțeles. <laughs> și am tot avut acest, această plimbare cu el, pentru că eram foarte încrâncenată să-i arăt că eu mă formez într-o chestie deosebită și că, na, e un lucru minunat ceea ce fac. Și cred că am avut această... Ne-am plimbat așa vreo 10 luni, da? <laughs> și la un moment dat... <clears throat> Într-o seară, plimbându-ne pe malul lacului Herăstrău, așa, am, plimbarea a fost în, în completă. Și am zis, au știi ceva? Uite, hai să-ți ce am pățit eu la birou astăzi. Și m a povestit. Și am tăcut și am pus o întrebare și asta a fost tot. Și a doua zi zicem, ok, um, vrei să ne mai plimbăm puțin? <laughs> Vreau să-ți mai povestești ceva. <laughs> și tot așa, și timp de o săptămână ne-am tot plimbat, și la sfârșit mi-a spus cu cea mai mare seriozitate, a spus, zice, cred că acum ești pregătită. Du te Frumos. Asta a fost tot. Aveți și o fetiță, câți da. ani are? 8 ani și 8 luni. Foarte da. frumos. Ia când plecați la muncă, nu? La servici, cum se spune, să face <laughs> da. și din de căucem cu clienții pe care aveți, ce vă spune? Ce vă întreabă? Prima întrebare este, mami, unde este serviciul tău? Arată-mi-l și mie. Și eu nu știu să-i arăt că eu lucrez la clienți. Sunt, eu, în general, lucrez cu organizații și lucrurile se întâmplă fie în cadrul organizațiilor, fie poate, știu eu, în afara Bucureștiului. Dar ea știe că lucrez cu anumite organizații, unele produse le cumpărăm și ea se laudă, uite, mami, zice, cu acesta lucrezi și tu și mi-arată un produsic, dar da, lucrez, e adevărat. Uh, dar uh, uh, între timp am învățat că mami e foarte mobilă și că spre deosebire de, uh, mă rog, uh, tatăl ei care are un loc uh, clar unde o duce, nu, mami nu o să o poată duce nicăieri nic 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 și mai mult decât atât, nici nu vorbește despre ceea ce îi se întâmplă, adică acasă noi nu vorbim uh, confidențialitate, este confidențialitate până la capăt, ca să spun așa. Zbor deasupra unui cuib de coach, Cu Mirel Bran și Cristian Nicolae Am să vă mărturisesc ceva Eu am trăit vreo 10 ani în Franța și vreo 5 la Londra M-am întors în România de 11 ani Și trebuie să spun că uneori m-am întrebat de ce am făcut-o Îmi duc aminte că atunci când v-am descoperit la cursul de coaching Pe care îl faceți la școala One to Coach Mi-am zis, dacă sunt asemenea oameni în România Înseamnă că totul nu e pierdut da, am fost foarte surprins de calitatea la care se practică meseria de coach în România. Dar ce se întâmplă pe piața de formare? Aveți în continuare cursanți? Sunt, sunt oamenii din ce în ce mai doritori să învețe această meserie nouă în România? Și până la urmă, ce vor face cu ea? O uh, întrebare interesantă. Uh, interesul pentru, pentru coaching, pentru că, mă rog, coaching-ul sună așa eu tot timpul mi-ar fi plăcut să-l traducem în barză, brânză, viezuri, mânz, să găsim un uh, cuvânt dacic pentru cuvântul coaching. Dar uh, l-am lăsat așa și în 2004 și în 2005 și, mă rog, nu eram numai eu implicată în acest demers când am hotărât că îi spunem coaching și asta e. Uh, tocmai pentru faptul că am găsit că, mă rog, uh, cuvântul e un pic mai mult decât... Uh, uh, dacă l-am fi tradus cu un românesc antrenor, să zicem, da? Și atunci l-am lăsat coaching. cuvântul ăsta coaching e foarte, hai să spunem, foarte la modă. Dar e la modă de vreo câțiva ani. Și va, fi la, va mai fi la modă o perioadă, nu? Ca orice, știu eu, trend investimentar sau, mă rog... Gadget nou. Un gadget nou, da. E coaching, anul ăsta se poartă coaching, ce fel de coaching e? Păi e coach cu tare, coach cu tare, coach cu tare. Ca atare, interesul este destul de mare pe zona coaching. Adică oamenii sunt interesați, pe de o parte, poate că consideră că știu să facă sau știu sau sunt deja căuci sau... Pentru că e diferență între a ști și a fi. Dar, pe de altă parte, pentru că vor, știu eu, într-o formă sau alta se gândesc la o profesie din povestea asta, mai ales că anul trecut nu a apărut acest standard ocupațional în România și sunt câteva programe interesante de formare în, în țară. Ce vor face, cum să spun, cu această profesie, lucrurile sunt diferite. În primul rând, Depinde de intenția cu care intri într-un program de, de coaching. Dacă intenția este, știu eu, să-ți rafinezi abilitățile manageriale, pentru că în fișa postului scrie că tu trebuie să faci coaching cu subalterni și vorba unei doamne care m-a sunat destul de intrigată, zice, zice sunt directorul unei. unei filiale de un, un, un pardon, sucursale de bancă. Uh, m am primit fi fișa postului, mă rog, de ceva timp și zice și acolo scrie că trebuie să fac coaching cu, cu subalternii mei și habar n-am ce <laughs> Cred că m-ați putea ajuta. Poate că fac și nu știu, poate că știu și nu fac, poate că, poate că nu știu deloc și a vrea totul să-mi să clarificați. Oamenii intră cu, cu, intenții diferite în programe de formare în coaching. Cea mai interesantă intenție, sigur, este aceea de a fi coach, de a deveni coach, de a, mă rog, de a descoperi, știu eu, această posibilitate de viață, da? Pe de altă parte, Um, am întâlnit oameni care au spus, uh, acest program îmi folosește foarte mult mie ca om, ca, ca, cum să spun, ca igienă ca, ca ființă umană care înțelege acum lucrurile altfel, care se vede altfel, se poziționează mă rog altfel în relații, se poziționează altfel în business. Um, Etapele sunt diferite, și, cum să spun, motivațiile sunt diferite. Știu că, și chiar am făcut împreună un program, predați efectiv cursul de abilități de coaching pentru manageri. Da, e adevărat. Și știu foarte bine pe pielea mea că, într-un curs cu dumneavoastră, se se lucrează pe viață proprie la greu, e disecție, laboratorie, nu te duci să înveți ceva, să-ți iei notițe, ci lucrezi cu ale tale, ca să spun așa de acasă. Da, este... Care e totuși diferența între un participant la un curs de abilități de coaching pentru manager, oamenii nu vor să devină coach, exact ce spuneați mai devreme, da. și o, cineva care intră într-un curs de coaching ca la carte? <laughs> Eu m-aș uita la asemănări, ca să spun, mm -hmm. la diferență. Adică, uh, cred că asemănările sunt legate de faptul că ambii au un demers autentic de autocunoaștere. Punct. Acum, intenția e diferită. Pentru că cel care intră, știu eu, într-un program de abilități de coaching pentru manageri, uh, intenția lui este să fie mai bun manager. Bun manager, mă rog. Depinde care sunt criteriile de. Um, știu eu, evaluare sau, mă rog, care sunt, care este setul de competențe în, în cadrul firmei în care, în care există, în care lucrează. Um, iar intenția unui, unui, unei persoane care intră într-un program de, știu eu, specialist în activitatea de coaching, da, așa, um, este de a fi, de a, de a, cum să spun, de a, de a fi coach, fie că este intern, fie că pur și simplu dorește să-și să facă din asta o profesie liberală, nu? Uh, cum sunt și eu, coach extern, cum să spune. spun. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. La, la cursul de coaching de la One Two coach se face puțină teorie și foarte multă practică. De, mm. de ce ați ales acest model de, de predare? Ce avantaje are? <laughs> El are o filozofie. Cursul e structurat, hai să zicem așa, pe ideea că. Oamenii știu poți au cu ce. Punct. Că fiecare om poate, în fiecare om stă, cum să spun, coaching-ul nu este o... o un, este practic o, o abilitate naturală. Că practic că programele, știu eu, de-a lungul timpului oamenii sunt învățați și ajung la noi, ajung în acest curs învățați de, și trecut prin ciuri și prin Dermond, prin tot felul de training și tot felul de cursuri. Se sunt super învățați. În, în programul One to Coach, filozofia este de dezvățare. Ei nu mai au nevoie, nu poți să dezveți învățând. <laughs> nu știu cum să spun. Noi ne jucăm cu acest... Uh, nu vreau să adăugăm mai multă teorie decât, uh, decât este cazul. Nu? Oamenii trebuie să... Mi-aduc aminte să în primele zile ale cursului pe care l ați făcut, uh, la care am participat, uh, multe lume s-a să ne dați o biografie, o bibliografie foarte bogată da, despre cărți, să citim așa. cărți, să ne informăm. Da, să. Așa, așa, și mi-aduc aminte că a spus chiar din prima zi, din acest moment, nimeni nu mai citește cărți despre coaching și lucruri de da. genul ăsta, până, până vă spun eu. Și mulți am fost mirați. Da, și chiar agresați de această știu, de această afirmație. Da, pentru că a fi coach, de fapt, în program noi lucrăm nu pe componenta a fi, nu a știe, Pentru că sunt o mulțime de persoane care știu despre coaching și nu sunt. Eu, intenția noastră în acest program, spun o noastră pentru că suntem implicați mai mulți, este de a, de a lucra pe această componentă a fi. Și spuneam la început că, practic, instrumentul în coaching este omul. Eu vreau să, intenția mea este să construiesc o atitudine atitudine, o cum să spun o, o atitudine, da, o atitudine de căutare, nu mai atitudine, o, o cum să, vreau să lucrez la componenta asta de um, de credință în, în ceea ce faci. Uh, pentru că altfel, eu văd o distinție destul de clară între a fi un tehnician de coaching, nu a fi un, un funcționar de coaching și de deci ce face coaching, pentru că un set de întrebări e, e standard. standard, nu? Și, practic, dacă dați o căutare pe Google, găsiți întrebări puternice, întrebări care vă revășesc gândurile, întrebări care nu știu ce vă deschid și așa mai departe. Da, sunt o grămadă de cărți, coaching de cărți, un da. 4-5 de întrebări, două da. zile de vii coach și înveți... Inveți Formula magică, dar... Da, însă, de fapt, e, cum să spun asta, este doar... A, asta este o promisiune frumoasă, sigur că da, și a, suntem într-o lume în care oamenii cumpără rețete foarte ușor și, sigur, dacă am putea să băgăm un, știu eu, un un, un memoristic în noi și gata, de atunci, din momentul la suntem și am face această investiție, însă, de fapt, lucrurile stau mult mai... Este vorba despre a fi, nu este despre Este vorba a despre a fi. Iar a fi se construiește în fie care secunde, da? Deci eu în cursul de coaching mă asigur că oamenii înțeleg acest lucru și lucrez cu oamenii care au înțeles acest lucru, că din acest moment vor fi conștienți de ceea ce fac. Vor vedea altfel lumea, vor vedea altfel lucrurile, se trezesc la un alt fel de, de a fi, de fapt, un fel prezent, nu? Deci de a, de a fi pe fază, nu? Hai să zic așa. Um, a, și, au într-adevăr loc schimbări foarte profunde. În urma da. cursului de coaching am văzut colegi care au făcut această uh, formare, acest curs și da. practic și-au schimbat radical viețile. Da, pentru că îți schimbi radical modul de a gândi. Pentru că vă spuneam, nu? Și vă amintiți probabil că vă ziceam și la cursul de căuci și o spun tot timpul, cheia este, eu am găsit această cheie foarte ușoară de, nu? în versetul acela din Talmud, fii atent la gândurile tale că ele vor deveni cuvinte, nu? Fii atent la cuvintele tale că ele vor deveni fapte, fie atent la faptele tale că ele vor deveni obiceiuri, fii la obiceiurile tale că ele vor fi caracterul tău, și fii la caracterul tău că el va fi destinul tău. Ideea e că noi avem acces la oameni prin. dacă îi urmărim, le urmărim gândurile. Și, practic, asta, asta este, de fapt, toată diferența pe care o, o. hai să zicem, un om care este antrenat specific în căucing o face. Se uită la modul de a gândi al omului, se uită la omul în totalitatea lui, indiferent în ce context e. Sigur că eu lucrez, de exemplu, eu lucrez cu organizații, dar uh, și mă uit la om în contextul, în contextul de organizații, în acest spațiu de joacă. Da? De foarte multe ori vorbim despre uh, interacțiune, despre cum ne relaționăm, ne poziționăm față de situații, față de oameni. Și știu că pentru noastră este un lucru central. Apropo de abordarea sistemică pe care o aveți și care este destul de particulară pe, pe piața românească, nu oricine abordează coaching-ul astfel. Ce e mai Acest de valoare în, în, lucru cu persoana, cu individul, se aplică mai bine sau cu organizație? Dacă stau și mă uit în spatele fiecărui om, este un sistem. Întreg. Întreg. <laughs> care da. conectat la alt sistem, care <laughs> e conectat sistem și așa uh, mai uh, întâmplător, nu? Eu ajung uh, atunci când lucrez în căucingul individual, lucrez cu un vârf de sistem, cu o bucățică de sistem, nu? Uh, acum, ce e mai de valoare, nu știu, <răi> depinde. <răi> depinde de obiective, depinde de context, depinde de, știu eu, de, nu știu eu, pentru ce am fost uh, chemată, mă rog, uh, în respectiva organizație. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Sunt metode diferite când lucrați cu un individ <răi> sau când lucrați cu un grup? Tot coaching. tot coaching. E tot coaching. Dar apropo de întrebare, Mirel, cum, a, cum ați definit coachingul sistemic? Ce are el particular? <laughs> pentru toată lumea. Pentru, să... pentru mine coachingul e coaching, da. Exact. Coaching e, știți cum e? Când spun coaching sistemic, e, e redundant. Cumva. E redundant. E o redundanță, pentru că coachingul e sistemic. Adică, cum spuneam, un om e în spatele un om sau un om este, cum să spun, pe rând în diverse sisteme. Parte din, parte sau din -un sisteme. Un da. Sau altul. și atunci când ales să vezi, să vezi acest lucru, nu vezi că un anumit comportament s-ar putea să nu fie individual. Adică e individual, este particular lui, dar este generat de ceva. Și atunci, de exemplu, dacă am un, știu eu, așa, o, așa numit un Gigi Contra într-o echipă, nu? Și asta, cred că am mai povestit-o într-o într formă sau alta. Dacă am un Gigi Contra în echipă, nu? Întrebarea nu este cum să fac să-l fac pe Gigi Contra bun, ci întrebarea este... Uh, cum l-am creat pe Gigi Contra, noi, cu toții. problema este că sistemul o permite. Și pe sistemul o permite. Că altfel n-ar exista. Exact. Și atunci, dacă sistemul creează un Gigi Contra, înseamnă că, mă rog, asta e genul sistemului. Și sistemul are acest, cum să spun, acest, acest echilibru. Ca atare, atunci când cineva îmi spune, știi, uite, noi l-avem pe acest Gigi Contra în sistemul ăsta, știi, în echipa asta, nu vei tu să faci coaching individual cu el, că schimbă poate schimbă -l. sau fă ceva de genul ăsta. Um, I imediat sizez că acest Gigi Contra, acest comportament n-a apărut decât în, în interacțiunea cu un sistem, că el este, practic, sistemul este coresponsabil și generator de Gigi Contra. Și atunci mă uit să văd cum ajută Gigi Contra sistemul, pentru că am avut îndenumărate cazuri în care, practic, ă, Gigi Contra ajuta deciziile. Și am avut o echipă în care cum să spun, mă rog, eram într-un context de coaching de echipă și um, am, atunci când mă duc în coaching de echipă, sunt foarte atentă să nu tulbur echilibru echipei, astfel încât um, echipa să mă accepte până la un punct ca apoi să putem lucra dacă este cazul, pentru că nu, mă rog, un anumit ritual pe care eu o am, nu -l, nu ies din el, um, pentru că știu că dacă mă grăbesc stric treaba. Și atunci am observat în re echipa respectivă <coughs> timp de trei întâlniri uh, succesive în care oamenii își luau cuvântul unul altuia, nu se, mă rog, se, secvențe lingvistice erau pe bază de dezbatere și nu pe dialog, mă rog, uh, timpul nu era respectat. N-a ajuns să la niciun fel de... de uh, o hărmălaie. O, o hărmălaie, da, cum se întâmplă de obicei în ședințe. N-a ajuns să la niciun fel de acord și așa mai departe. Și în același timp toți aveau puncte de vedere pertinente pentru că erau destul de... de adică erau foarte experți în ceea ce făceau. Erau experți și cu, uh, cum să spun, și cu orgoliu de expert. Uh, am observat uh, timp de trei întâlniri succesive această persoană care, mă rog, uh, la sfârșit exploda, avea o intervenție destul de nepotrivită, mă rog, considerată de echipă, și uh, care era pusă imediat la punct de toată echipa. Uh, cu puțin timp înainte n-a ajuns să-l la nicio decizie. Când doamna exploda, echipa spunea, n -a înțeles nimic, noi am hotărât cu tare, cu tare, cu tare după trei întâlniri de genul ăsta, sigur că la un moment dat ce, cele două doamne partenere, mă rog, care erau în echipă, au spus ce, ce ne facem. Este Chiar complet ce, ce nepotrivită. Este complet nepotrivită, este imatură, este... Na, aiurea femeie era foarte matură. Nu? Mm. <coughs> și am atras atenția și mă rog, asta a observat, punând întrebarea, nu, dar ce s-a întâmplat după ce doamna a explodat? La care... Și pe păi, am ajuns la un consens. Totuși. Uh, și au spus, wow, dar este foarte de folos. Da, dar noi nu mai vrem așa ceva. E, dacă nu mai vreți așa ceva, asta este altceva. Pentru că, uh, ce se întâmplă? Interacțiunea creează comportamentul în cadrul echipei. Și ați văzut de multe ori și uh, nu, sunt persoane care într-o echipă nu au fost performante, se duc în cu totul altă echipă, au o performanță uluitoare și toată lumea se întreabă, cum ai? Ionescu, va. Deci Dar da, nu era nimic! Da, pentru că este altă echipă, a scos altceva din el. Dacă vrem să se schimbe cel de lângă noi, ar fi bine să începem prea a ne schimba noi în interacțiunea cu el. Da, este, este o parte din, din. este un aspect important, sigur că da. Adică suntem coresponsabili de crearea lui Gigi Contra, ca să zic așa, sau Gigi, cum am spus. Da, Gigi Contra, dar suntem coresponsabili, da, suntem co-creatori. El ne. și de multe ori, cum să spun, ceea ce noi considerăm că este rău, de fapt, ne ajută. Dacă ne uităm la dinamica echipei și facem puțin zoom-out, hai să ne uităm un pic de departe. Aici e mare problemă, cred să facem da, zoom-out. Să facem să zoom-out zoom din da. conținut da. și da. să ne uităm la să ne uităm... toate interacțiunile și la întreg sistem. Și la întreg sistemă, nu? Pentru că, da, în echipe sunt, hai să zicem, lucrurile se întâmplă pe o anumită, pe o anumită, pe o anumită matrice, nu pe, anumit, pe un anumit făgaș. Și sunt. Pentru mine, echip, știu eu, a lucra cu o echipă e ca o, să urmăresc o scenă de teatru cu un conținut diferit, adică de multe ori. Dacă vrem altceva, atunci probabil că va trebui schimbată interacțiunea. Și interacțiunea, da, este un demers de, hai să zicem, coaching, ca nu avem alt termen, dar este un demers care se cere antrenat. Zbor deasupra unui cuib de coach Cu Mirel Bran și Cristian Nicolae A Ați format uh, mulți coachi în România, Monica Eu sunt unul dintre ei și știu ce se poate învăța de la dumneavoastră Și Cristian da unul dintre ei <laughs> Și Cristi, <laughs> care nu oh, este da. ne ați nășit moșit pe toți uh, Dar ce ați învățat dumneavoastră de la cursanții pe care le-ați avut? Uh, mă uitam la ultima. Uh, la ultima, hai să zicem, la ultima grupă pe care am format-o și asta mi s-a părut uh, au fost câteva lucruri pe care le-am le fixat ur urmărind ultima grupă. În primul rând <coughs> uh, dacă îți, îți permiți, să, cum să spun, să intri în poveste, nu știu cum să-i spun, să intri în, în, să te lași atras să în să te lași atras în structura cursului, ok, așa cum e ea, fără să-ți pui întrebări. Um, mai ales că în ultima grupă um, pot să spun că au fost oameni cu experiență și cu o experiență de viață, o experiență profesională, o, oameni care uh, aveau, au avut succes de-a lungul timpului. Nu? Deci nu au fost uh, oameni care uh, s-au orientat spre coaching așa ca la ultima băzdăganie de, de pe piață care sună bine și uh, ia să văd și eu cum e că și se câștigă mulți bani. Uite, ăștia da. nu fac nimic. Și uite ce cât mulți ziua, da, și, și cât de entuziasm și cât, nu știu ce, nu. Deci au fost oameni cu, cu experiență de azi, uh, care și-au permis, uh, uh, și-au permis experiența. Uh, au intrat fără, deci au dat deoparte tot. Ei, dacă dai deoparte tot, transformările sunt, fă, fără așteptări, nu? Transformările sunt spectaculoase. Asta o dată. Um, am, uh, am, am învățat de asemenea că uh, mă uitam de exemplu în școala de formare există aceste eseuri sau mă rog uh, există și o parte de eseuri, nu pentru că trebuie să niște acela, lucrări pe care adică mărturii pe care adică mă mărturii mărturii, să... pe mărturii, mărturii, da. cursanții le fac despre ceea ce despre se întâmplă ce... în timpul cursului, exact. Da? Și am observat că fără niciun fel de, de excepție toți au trecut printr-un cum să spun, printr-un punct critic. Printr-un punct critic. Era acel punct critic pe care dacă nu-l creezi, nu, cum să spun, nu ajungi, uh, nu ajungi să vezi dimensiunea într-adevăr holistică a demersului pe care îl faci. Butul adică, mică din viața fiecăruia. Da, exact. Dar nu ajungi să vezi, cum să spun, nu, nu ajung să vezi cât de prețios este această, această profesie de întâlnire, nu de, de acompaniere, dar de întâlnire, de fapt. Și că, de fapt, totul ține de tine. Nu? Apropo de lucruri prețioase, care e lucrul cel mai prețios pe care l-ați învățat practicând coaching-ul? Ați găsit vreun diamant pe care l-ați spus la suflet acolo? Da, uh, și până la urmă este cu, ține de bază, nu? Uh, dacă, cum să spun, tăcerea e de aur. M-am întors la, uh, cum să spun, la uh, proverbul, cred că românesc, uh, dar cred că l-am întâlnit în mai multe culturi, nu-i numai, cătăcerea este de aur. Cea mai frecventă dificultate, mă rog, a unui căuș este atunci când adresează o întrebare și omul spune, nu știu, nu? Și asta este uh, punctul... Uh, critic, mă rog, în orice dimensiune. Sigur că nu știu, are mai multe, mai multe, sau nu știu, o să apare din mai multe stări, din mai multe con, surse. surse, da. Dar atunci când spune nu știu, nu, și lași tăcerea să-și facă loc, de fapt omul scoate ceva. Eu am început cu Răzvan, în jurul parcului cu soțul, <laughs> Și de da. acolo s-a declanșat tot. Și e lucru de bază de care și-o aduce aminte acum când o întrebi. Tăcerea. Tăcerea, da. Este de bază, într-adevăr. Pentru că atunci când te strădui să-ți justifice existența ca și coach, deja înseamnă că încă ai mult de lucru. Atunci când nu justifici nimic, ci doar ești căuci oamenii încep să te ia foarte în serios. Și confortabil cu vulnerabilitățile tale și ale și da, exact. Și reveneam la această tecere nu la... acum, de fiecare dată când cineva îmi spune, știu eu, într-un context, știu într-un context de socializare sau, a, tu ești căuci, ce faci exact? Schimb subiectul. Cel mai sfânt. Da. Cel mai sfânt. Ce sfat le dat celor care ne ascultă? Poate sunt printre ei oameni care vor să schimbe viața și nu știu cum să o facă. M-aș uita, eu, nu știu, eu știu doar cheia, dacă vrei să, să schimbi viața, uite, asta e o întrebare interesantă. Dacă stau și moi la mine, eu n-am vrut să-mi schimb viața prin coaching, doar m-am uitat la ceea ce sunt, m-am cunoscut mai bine. Atât, adică, de asta aș spune, nu, o schimbare de viață sună așa ca un proiect, este citor de ca elefant. Monumental. Ca un monumental. Nu vreau să-mi schimb viața, no. oh, <laughs> nu. E, cade pe tine. Uh, M-aș uita să văd care este cea mai mică schimbare posibilă pe care pot să o fac în viața mea să-mi fie bine mie. Punct. Dacă mie mi-e bine, uh, de bine și celorlalți. Uh, atât orice schimbare majoră începe cu pași mărunți, 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 mărunți. Monica, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Dragi ascultători, ați ascultat-o pe Monica Grigoriu, o pionieră a coaching-ului în România. Aflați mai multe de despre ea la adresa 12coach.ro. Împreună cu Cristian Nicolae, vă aștept vinerea viitoare de la 1 și jumătate la 2 la o nouă ediție a acestei emisiuni. E prima și unica întâlnire cu coaching-ul pe calea undelor aici la RFI România. Să auziți de bine și oprizi-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae la RFI România.